găsit, doamnelor și domnilor, sunt Alexandru Petrescu și vă prezint cele mai importante știri ale zilei. Lipsa locurilor de parcare reprezintă o problemă reală pentru locuitorii din Râmnicu-Vâlcea. Așadar, soluția propusă este un program de funcționare a parcărilor cu plata de luni până duminică între orele 8 și 20. În cadrul ședinței de Consiliu Local din data de 8 februarie s-a discutat despre situația parcărilor din municipiul Râmnicu-Vâlcea, acestea fiind insuficiente pentru numărul de mașini existente. Consilierul local PNL Bogdan Popa a propus acordarea unui loc de parcare pentru fiecare apartament, acest lucru fiind însă imposibil. Numărul apartamentelor depășește detașat numărul locurilor de parcare, a spus primarul municipiului Mircea Gutău. Propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră, domnul Părbulescu, să dăm la fiecare apartament, asta e o fantasmagorie. Fiecare apartament un loc de parcare. Păi noi avem 40.000 de apartamente și avem 26.000 de locuri de parcare și cu plată și rezidențiale. Cum dai? Cui dai? Și aceste parcări nu sunt repartizate uniform. De exemplu, vă dau un bloc, S2 de Nostroveni, da? Unde sunt 530 de apartamente și toate parcările de jur împrejur nu sunt mai mult de 150 de apartamente. Ce faci în această speță? E ușor să spui, dăm fiecare un loc de parcare, dar fără să vii cu probe și cu măsuri concrete. Nemulțumiți de faptul că nu au unde să-și parcheze mașinile, vâlcenii vin cu diferite propuneri pentru a soluționa problema. Dacă se străduiesc un pic cei de la primărie, da, s-ar putea. Bine, sunt familii care au și 4-5 mașini în casă, asta nu se poate, nu cred că e normal. Dar cei cu o mașină, două, care au absolut nevoie de ele pentru copii, pentru bătrâni, pentru a se duce la servici, da, cred că ar trebui să le dea la fiecare. Sunt parcări puține, mașini foarte multe și cred că ar trebui făcute niște parcări supraetajate, nu subterane, supraetajate, care ar face spațiu mult mai mult. Pe lângă faptul că nu sunt suficiente locuri de parcare, se limitează dreptul la plată prin faptul că nu sunt bancomate în toate parcările cu plată sau nu se poate achita cash, oamenii fiind astfel pedepsiți cu amenzi pe nedrept, chiar dacă sancțiunile sunt prevăzute într-o hotărâre a Consiliului Local. Toate parcările sunt cu plată și asta nu-mi convine. Problema lipsei locurilor de parcare nu se rezolvă cu sancțiuni. Ea trebuie discutată și soluționată cât mai repede. În ședința extraordinară a Consiliului Județean a fost votat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, precum și a finanțării aferente pentru obiectivul de investiții, reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea corp principal C5 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Perioada în care lucrările vor trebui executate va fi de 25 de luni. În ședința extraordinară a Consiliului Județean din data de 9 februarie 2022 a fost votată hotărârea privind finanțarea aferentă obiectivului de investiții, reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea corp principal C5 a Spitalului Județean de Urgență. Astfel, CJ Vâlcea va contribui cu suma de 1.356.779 de lei pentru reabilitarea și dotarea secțiilor din corpul C5 al Spitalului din Râmnic. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economic și faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții talii, precum și a finanțării aferente pentru obiectivul de investiții, reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea corp principal C5 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, situat în strada General Maghiera numărul 54. Să dea Dumnezeu să-mi scoată cât mai repede la licitație, să încheiem, iată, an de zile de așteptat. De asemenea, la începutul ședinței a fost depus jurământul de către consilierul județean Alexandru Oproaica. Acesta a fost validat de Tribunalul Vâlcea și ia locul lui Adrian Voican, care acum îndeplinește funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Numărul cazurilor de violență domestică a crescut considerabil în ultimii 2 ani în județul Vâlcea, cauzele fiind în principal comunicarea ineficientă.
În data de 9 februarie a avut loc la sediul IPJ Vâlcea conferința de presă anuală în care a fost prezentat bilanțul poliției vâlcene pe anul 2021. O statistică întocmită de polițiști ne arată un fapt îngrijorător. Anul trecut au fost înregistrate neașteptat de multe infracțiuni de violență domestică, mai exact 1181, un număr mai mare decât cel înregistrat în anul 2020. În ceea ce privește violența intrafamiliară, se înregistrează 1181 infracțiuni, 4 fapte mai mult decât în anul 2020. Ponderea factorilor de violență în familie este dată de infracțiunea de lovire sau alte violențe, respectiv 72,14%, fiind urmată de abandon în familie, 10,24%. În perioada analizată au fost emise 264 de ordine de protecție provizorii și 190 de ordine de protecție. Măsurile adoptate contribuie cu siguranță la prevenirea unor posibile alte cazuri de violență domestică. Din perspectiva vâlcenilor, lipsa comunicării ar fi principala cauză a violenței în familie. Da, e o întrebare dificilă, să știi că nu m-am gândit la treaba asta până acum. Deci, cazuri de violență domestică? Da. Păi sunt, eu știu, puțin limitați. Din cauza geloziilor, probabil. Care crezi că ar fi soluțiile pentru care să înceteze aceste manifestări? Păi, în loc de bătăi și abuzuri, probabil să se discute cu calm și cam atât. Crezi că ar trebui și un psiholog? În unele cazuri, da. Din cauza neînțelegerilor între familie, între bărbat, între soție, nu ajung la un punct comun și atunci se ajunge la scandal. Asta e părerea mea. Și care crezi că e soluția pentru a evita violența? Păi, cum să spun eu, sunt mai multe. Se poate vorbi despre dilemă, despre problemă, să se ajungă la un punct comun și atunci totul se va rezolva. Adică dacă conflictul poate fi remediat cu vorbe bune și înțelegere, nu o să se mai întâmple astfel de violență. Prin urmare, riscul de letalitate al violenței domestice ar trebui luat în calcul nu numai în cazurile de abuz sever, ci în orice situație care poate duce în timp la un final dramatic. În anul 2021, cele mai multe accidente rutiere au fost provocate de către bicicliști. Abaterile bicicliștilor au provocat 93 de accidente, în timp ce viteza neadaptată la condițiile de drum a generat 83 de accidente rutiere. Conform unei statistici prezentate presei de către comisarul șef Dumitru Dărăban, principala cauză a accidentelor rutiere în județul Vâlcea în 2021 au reprezentat-o abaterile săvârșite de bicicliști. În anul 2021, principalele cauze de producere a accidentelor rutiere au fost abaterile bicicliștilor, cauză care a generat producerea 93 de accidente rutiere, soldate cu 3 morți, 12 răniți grav și 80 răniți ușor. Viteza neadaptată la condițiile de drum, cauze care a generat producerea 83 de accidente rutiere, soldate cu 6 morți, 25 răniți grav și 106 răniți ușor. O a treia cauză, neacordare prioritate vehicule, cauză care a generat producerea 75 de accidente rutiere, soldate cu 1 mort, 10 răniți grav și 102 răniți ușor. Având în vedere obiectivul poliției române, respectiv reducerea mortalității în domeniu, eforturile polițiștilor rutieri, dar și de ordine publică pe fondul creșterii numărului persoanelor decedate, se vor concentra pe diminuarea riscului rutier. Oamenii cred că se ajunge la astfel de situații din cauza că nu există suficiente piste de biciclete în oraș. Poate din neatenție, poate și din lipsa pistelor. Bănuiesc că normal ar trebui să facă pistele pe trotuar, nu? Cum s-a făcut și înainte. Și normal nu mi se pare să se pun, adică să bicicliștii să conducă pe stradă, logic. Nu sunt atenți, nu? Sau, nu știu, părerea mea, eu nu sunt de acord, că așa am avut mașina, am mers cu mașina și omul nu vede pe unde merge, trebuie să-l ocolesc clar, nu? De remarcat este că numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere nu a crescut semnificativ față de anul 2019. Față de 2019, cum ați întrebat, a fost înregistrat plus un mort, o persoană decedată. Respectiv în 2019 au fost 47 de persoane decedate întreg anul, iar în 2021 au fost 48 de persoane decedate din evenimentele rutiere. Anul trecut, efectivele de poliție rutieră au desfășurat 1829 de acțiuni, fiind aplicate 31.119 amenzi, cele mai multe pentru depășirea vitezei legale. Știrile după amiezii se opresc aici. Urmează analiza zilei cu Magda Popescu. Noi ne revedem mâine dimineață la ora 7. O după-amiază plăcută tuturor!